Un grup de elevi de geni au vizitat ieri studioul Someș TV. Sunt în clasa 11, mai au puțin și urmează înscrierea la facultate, așa că au vrut să vadă ce înseamnă meseria de jurnalist și dacă li se potrivește. Vă invităm să urmăriți materialul care urmează și să-i vedeți pe cei mai curajoși dintre ei prezentând știri. Directorul de programe Marcel Pop și redactorul șef Ioana Jeler au răspuns tuturor curiozităților și întrebărilor legate de munca în televiziune pe care elevii le-au avut. Li s-a explicat întreg procesul de producție a materialelor, de la culegerea informațiilor de pe teren și până la difuzarea imaginilor pe post. Cei mai curajoși au încercat să intre în pielea unui prezentator de știri. Cum s-au descurcat, vă lăsăm pe dumneavoastră să apreciați. Emoțiile au fost însă multe. Da. Persoanele din mediul rural ocupate în agricultura de subrezistență vor avea acces gratuit la formarea profesională în cadrul unui proiect care se va desfășura pe durata a 3 ani de zile, a cărui îndemn este învață meserie. Proiectul se numește Oportunități de ocupare în contextul dezvoltării durabile a zonei rurale a Transilvaniei Centrale și de Nord. Încă una! Ultima zăpadă a dat din nou peste cap traficul din județul Sălaș. Greu le-a fost șoferilor din Zalău, care în acest sfârșit de săptămână au circulat cu dificultate, nu numai din pricina omătului așezat pe șosele, dar și din cauza drumarilor care au acționat la timp. Zeci de cetățeni străini au părăsit anul trecut cu regres Sălașul. Încă o dată. Gata. În această dimineață, în județul Cluj, nu s-au înregistrat drumuri județene blocate sau închise și asta deoarece peste 9.000 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate ieri pe drumurile din județ. 9.000 de tone! Din cauza ninsorii abundente, la sfârșitul săptămânii trecute, mai multe drumuri încărcate au rămas blocate în pasul Mesteacă, nu pe drumul European 58. Cu toate că șoferii și-au echipat mașinile cu anvelope de iarnă și lanțuri, din cauza carosabilului plin de gheață și zăpadă, acestea nu au fost făcute... Cu toate că șoferii și-au echipat mașinile cu anvelope de iarnă și lanțuri, din cauza carosabilului plin de gheață și zăpadă, acestea nu au mai făcut față la urcarea dinspre Baia Mare înspre Dej.